același an s-a dat lege pentru adopția copiilor de către cuplurile homosexuale. Așa cum s-a văzut în țările acestea pe care le-am citat, sub umbrela nediscriminării homosexualilor, li se dă întâietate în adopția copiilor. Noi nu vrem să ajungem la așa ceva. Până acum Dumnezeu ne-a ținut pe noi așa mai săraci, dar ne-a ținut curați la suflet. Asta e singura cale care poate scoate țara din dezastru. Familia, patria!